Primăria municipiului Lugoj a comunicat că va spori măsurile de supraveghere în oraș după ce în ultima perioadă au fost constatate mai multe cazuri de vandalizare. Poliția locală a fost luată la rost de primar pentru slaba gestionare a ordinii publice. Jardinierele de flori din oraș au fost ultimele victime, mai multe fiind aruncate în Timiș. În noaptea de 16 spre 17 august, de pe podul de fier, cel puțin 100 de ghiveci au fost aruncate peste balustradă, iar în această săptămână, tot noaptea, de pe podul pietonal de la Piața Agroalimentară Timișul, au dispărut peste 10 jardiniere. În noaptea de 16 spre 17 august, de pe podul de flori, s-au luat 100 de ghivece și le-au fost aruncate în Timiș. O parte dintre ele cu ce am mai avut, prin diferite, am mai completat ca să nu fie podul, să rămână podul gol, dar este inexplicabil ce se întâmplă cu tineretul între 2 și 3 noaptea, în special când este discotecă sau alte acțiuni. Deci le-am găsit pe râul Timiș aruncate și curgeau spre podul pietonal de pe Timișori. În al doilea rând, de pe podul pietonal de lângă Ștrand, cel nou, care leagă piața de Ștrand. S-au furat 4 suporturi de câte 1,5 metri din metal și 12 jardiniere pline cu flori frumoase pe care le-am pus să înfrumuseze și acel pod. Acțiunile se întâmplă noaptea. În ultimii ani, vandalizarea jardinierelor cu flori a devenit distracție estivală. La aceste situații se mai adaugă și furturile de flori, lucrătorii poliției locale reușind chiar să prindă câteva persoane care nu s-au sfiat să opereze nici pe timpul zilei.